De ce 25 este atât de mic? 25 trebuie să fie cel mai mare. Cel mai mare și mai frumos. Am ajuns la ultimul. Why? Vreau să bată cineva la ușă să mai aducă un calendar de advent, se poate? Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamnelor și domnișoarelor, bună și bine ați venit pe acest canal. După cum vedeți, deja un pic de spirit de sărbătoare apare ușor, ușor și vă pregătesc ceva foarte, foarte drăguț, de aceea nici nu am pus deocamdată în spațiul ăsta al meu, pe canapeaua mea cea comodă, nimic altceva în afară de acest brăduț foarte, foarte drăguț despre care o să povestim și niște instalații, dar pregătesc ceva foarte, foarte drăguț, așa că rămâneți aici, nu uitați să vă abonați canalului meu, să îmi dați un like acestui material și să apăsați clopoțelul de lângă subscribe, astfel încât să fiți înștiințate de fiecare dată când postez ceva nou. Nu vă imaginați ce am pregătit pentru astăzi. Așa că vă recomand să vă luați o cană cam atât de mare, plină cu cafea, ceai, lapte cu ciocolată, ce vreți voi, pentru că am un mega unboxing astăzi și vreau să vă zic neapărat despre acest produs, pentru că sunt convinsă că o să vă placă și mai mult decât atât, sunt convinsă că vă dau o idee foarte bună de cadou. Sper că sunteți pregătite pentru ceea ce urmează. Dacă o să încăpem amândoi, sper că zic bine amândoi, și eu și acest calendar de advent în cadru, însă tocmai a ajuns la mine. Și Doamne, Doamne, ce fericire! Stați că nu știu unde să-l pun, măcar mi se vede capul și mi se văd aceste bucle foarte drăguțe. Mi-au scris ieri prietenii mei de la Bazstor. Și sincer, chiar este cel mai frumos cadou pe care l-am primit până în momentul de față. Imensitatea aceasta este un calendar de advent. Ia să-l punem un pic aici ca să pot să vă vorbesc despre el și apoi o să mă așez cumva comod ca să putem să-l și desfacem. Ideea principală este următoarea. L-am văzut acum 2 zile pe pagina lor și n-am avut timp pentru că am avut foarte mult de muncă și n-am avut timp să mă uit în detaliu și am zis lasă că mă uit mâine. Și ce credeți că am făcut seara? L-am visat. Pentru că eu așa funcționez. Dacă îmi place foarte mult un lucru, îmi rămâne gândul la lucrul respectiv și dacă nu apuc să fac repede sau dacă nu am câteva zile de delay, visez lucrul respectiv și sincer nu știu dacă e bine sau nu pentru mine. Îmi aduc aminte că am văzut la un moment dat în H&M o fustă foarte frumoasă, superbă, scumpă. Acum câțiva ani era 160 sau 180 de lei, ceva de genul ăsta și am zis lasă că n-o iau. Am visat-o o săptămână la rând. După o săptămână când n-am mai putut, am cedat psihic, m-am dus și mi-am cumpărat-o pentru că deja nu suportam să mai visez. Așa s-a întâmplat și cu calendarul acesta de advent, l-am visat și cumva, cred că l-am chemat cu gândul și cumva cred că am știut că urmează să îmi scrie prietenii mei de la Bazstor și să îmi spună că îmi vor trimite unul. Când l-am văzut, am rămas efectiv șocată. Este cel mai mare calendar advent pe care eu l-am văzut și avut vreodată. Și apropo de treaba asta, ia că-l pun aici. Hai că sper că și stă să îl desfacem așa. Și apropo de treaba asta, aș vrea să vă zic câte ceva despre calendarele de advent în cazul în care vă plac și vouă și în cazul în care v-ați gândit ca de acest Crăciun să faceți cadou un astfel de produs. Pentru că eu sunt obsedată, dar absolut obsedată de calendarele de advent.
Pentru că voiam să știu cumva care-i treaba cu calendarele astea și cum au apărut ele, să știți că au apărut în secolul XIX în Germania, când luteranii au început să numere zilele până la Crăciun, dar doar zilele din decembrie, de la 1 până la 24. Și by the way, primul lucru la care m-am uitat în momentul în care am avut calendarul a fost câte căsuțe are. Și acesta are 25, ca să știți. Mie îmi plac foarte mult calendarele care au 25 de zile, de căsuțe, nu de zile, de căsuțe, mai cu seamă pentru că mi se pare că dimineața de Crăciun este cea mai frumoasă și atunci ar trebui să primim un cadou, chiar dacă l-am primit pe acesta cu o lună și ceva înainte, dar mi se pare că e foarte importantă căsuța asta, numărul 25. Știți când a fost creat primul calendar de advent? Manual, în 1851. Acesta este anul în care a apărut primul calendar advent în lume. Și inițial, calendarele acestea conțineau poezii și imagini, probabil că erau un fel de lookbook-uri, ca să zic așa, și prin 1950, dacă am reținut eu bine, au trecut de la poezii și imagini la ciocolată. Și probabil că de acolo au evoluat într-un sens în care acum găsești calendare de advent cu absolut orice. Există calendare de advent cu cosmetice. Există calendare de advent cu cărticele pentru copii. Eu am pus ochii pe unul și vreau să-l cumpăr anul acesta. Există calendare de advent cu ceaiuri. Există calendare de advent cu... nici nu știu care ar fi cel mai ieșit din comun lucru pe care l-am văzut într-un calendar de advent, dar cred că cel cu ceaiuri mi se pare mie cel mai atipic, dacă pot să alătur cel mai și atipic. Și recent am văzut unele foarte, foarte drăguțe cu ciocolată, pe care trebuie să le cumpăr și eu, pentru că am mulți oameni dragi cărora vreau să le fac un astfel de cadou. Acum, vreau să vorbim un pic despre calendarul acesta și apoi să îl desfacem, să vedem ce minunății cuprinde el, pentru că sunt înăuntru niște branduri faimoase și sigur vreți să știți și voi despre asta. În primul rând, sunt în calendarul acesta niște branduri precum Moschino, Trussardi, Givenchy, Colistar, Revox. Nici nu știu, dar vă zic imediat ce mai scrie pe aici. Vita Liberata, Versace, Borotalco, Lipsmaker, Wet n Wild, Evian, sunt foarte, foarte multe branduri în cele 25 de căsuțe pe care le cuprinde acest calendar și, din punctul meu de vedere, comparativ cu 650 de lei aproximativ, cât costă toate produsele dinăuntru, pe Buzz Store, la secțiunea Buzz Box, să știți că îl găsiți cu 221 pic de lei. Eu vă pun toate detaliile mai jos, însă eu zic să nu îl ratați, să știți că produsele din secțiunea Buzz Box, Buzz Box Premium, Standard și tot ce mai au ei acolo, sunt stoc epuizat mai mereu. Eu mereu vreau să-mi cumpăr o astfel de cutie care conține niște produse pe care îmi doresc să le testez, dar din momentul în care văd cutia până mă duc să o comand, este stoc epuizat. Așa că vă recomand să intrați repede pe linkul din descriere și să vă comandați și voi acest calendar de advent. Dacă nu pentru voi, și sincer, eu în primul rând l-aș comanda pentru mine, și știți că am mai desfăcut aici câteva calendare de advent deja, pentru un cadou. Imaginați-vă ce bucurie pe un membru al familiei voastre să găsească așa ceva sub brad. Vreau să zic aseara și eu vreau să dorm cu el, atât de drag îmi este de acest calendar. Dar hai să nu mai vorbesc atât de mult, o să aveți toate detaliile în descrierea clipului și neapărat mergeți să îl vedeți și neapărat rămâneți aici să vedeți ce conține el, asta dacă nu vreți să fie cumva o surpriză și vi-l comandați și vreți să știți doar voi sau să vedeți voi live în momentul în care desfaceți fiecare căsuță ce se află în spatele ei. Și atunci, sigur, nu mă supăr că nu vă uitați în continuare la acest clip. Haide, gata, iau o gură de cafea ca să am multă energie.
Îmi iau aici aproape un ajutor. Ia să vedem. Asta e tot ce am putut să găsesc. Am găsit o pensulă de desen. Am găsit o pensulă pentru că tocmai mi-am făcut o unghiile și am folosit-o și mi-era la îndemână. Și oricum aici la studio nu am forfecuțe, foarfeci și alte cele și da, trebuie să aduc. Mi-am cam și stricat unghiile între timp, dar voi sunteți un pic departe și nu o să vedeți asta. Haide să desfacem calendarul pentru că am niște emoții. Nu vreți să știți câte emoții am și cum îmi doresc să descoper fiecare căsuță de aici și cum nici de cum nu pot să aștept până în luna decembrie. Nu am cum. Efectiv nu am cum să aștept până în luna decembrie. Haide, începem. Începem cu numărul 1 și la numărul 1, începem în forță cu un produs full size de la Revuel, Hand Cream Hemp Me Cold Pressed Olive Oil and Panthenol. O desfac și vă arăt imediat și vouă. Să știți că am de la ei un gel din acela dezinfectant divin. Nu credeam că există așa ceva, e foarte, foarte șmecher. Așa arată crema aceasta. Este într-un ambalaj de 80 de mililitri, miroase foarte bine și cu siguranță e un produs de mare ajutor, mai ales în perioada asta, pentru că folosim mult dezinfectant și atunci pielea noastră are nevoie de hidratare și de hrănire și apoi este rece, este frig și încă o dată avem nevoie de hidratare și de hrănire. Ok, îl pun la loc pentru că o să-l mai desfacem o dată în Vlogmas. În fiecare zi mi-am propus să desfac și toate calendarele de advent pe lângă activitatea pe care o să o facem noi în mod normal. Ia hai că eu cred că mă descurc totuși așa. Nu am văzut dacă avem vreun mesaj. Nu, nu avem un mesaj din partea lor aici. Hai că ne descurcăm așa. Avem numărul 2 aici și la numărul 2, Doamne! Doamne, de când voiam să încerc acest produs? Avem un produs de la Colistar, Cryo Gel Anticellulite. Anticellulite? Anticelulitic. Am auzit că este foarte bun acest produs, așa că îmi doream de foarte mult timp să îl achiziționez. Dacă avem și focus ar fi și mai bine, hai că avem. Eu am o variantă mică aici, dar va ajunge pentru câteva utilizări și sigur îmi voi da seama de calitatea produsului. Are 30 de ml acest recipient, este foarte bun de testat. Ce îmi place mie foarte mult la calendarele de advent este faptul că ai ocazia să testezi produsul, să știi dacă îți este potrivit și să poți să îl cumperi ulterior full size. Asta mi se pare genial. 2. Până acum sunt super încântată de aceste produse. Numărul 3 este aici. Să știți că se desface foarte bine și foarte ușor produsul. Se desfac căsuțele foarte bine și foarte ușor. Sunt foarte, foarte încântată. Nici nu pot să-mi găsesc cuvintele să vă zic ce înseamnă calendarul acesta de advent pentru mine. Poate credeți că-s nebună, dar serios, sunt obsedată de calendarele de advent. Credeți-mă pe cuvânt când vă zic asta, că nu, sunt obsedată. Avem un Borotalco, varianta asta mititică, Odor Converter, Active Fragrance Booster, the more you sweat, the more it works. 48 de ore și cred că scrie aici că este fără alcool. Așa arată, este bun de luat în geantă, de luat la sală, de luat undeva unde te grăbești să ajungi și ai nevoie de, nu știu, să-ți iei ceva mic cu tine care să nu-ți ocupe mult spațiu. 3. Foarte interesant și ăsta. 4. La numărul 4 avem ceva mai mare. Me gusta! Îmi place! Revuel din nou, Revuel sau Revuel, habar n-am cum se pronunță, ceramide, Replenishing Serum. Este un ser cu ceramide aici înăuntru și el a fost, ar fi suitable for dry skin. Nu am dry skin, însă am să văd care este treaba cu produsul acesta, pentru că, stați așa că nu e bine, pentru că îmi imaginez eu că
există posibilitatea să îmi fie potrivit și mie în perioada aceasta de iarnă, în care tenul meu mixt rămâne cu exces de sebum în partea asta, adică în centrul feței, și se descoamează ușor și se usucă și pare așa, ca și cum aș avea un ten uscat pe exterior, spre exterior, spre extremități. Așa că e posibil ca acest produs să îmi fie super potrivit. Vom vedea. Dacă nu îmi este potrivit, una dintre voi, urmăritoarele mele, va fi norocoasa care îl va primi. Vă pregătesc niște surprize, așa că nu uitați că anul acesta facem Vlogmas și pe 1 decembrie, în prima zi de Vlogmas, o să deconspir tot ce o să se întâmple până pe data de 24 sau 25 decembrie. We will see! 5 este aici. Da, mi se pare incredibil cât de ușor se desfac aceste căsuțe și cât nu trebuie să mă chinui. Mi-am adus aici ustensila fix degeaba. Asta îmi place și mai mult. Este, cred, al treilea produs review pe care îl am aici. Black Mask Peel Off cu hialuron. Așa arată cutia produsului, nu am folosit-o până acum, nu știu cum este, dar sunt foarte, foarte curioasă. Black Mask 3D cu cărbune activ, contribuie la purificarea în profunzimea tenului, îndepărtează impuritățile și reduce punctele negre. Am nevoie de așa ceva. Tenul meu mixt are mare nevoie de așa ceva și este un produs de 80 de ml. Îmi va ajunge o bună bucată de timp produsul acesta. Sincer, cred că mai am ceva de la ei acasă, un serum, dacă nu mă înșel. Cu siguranță îmi voi face o rutină cu produsele lor la un moment dat. Dar mai povestim despre asta pentru că avem timp. 6. 6 este aici. This is so cute! Sincer, nu mă așteptam să fie atât de mare. Când am văzut Givenchy, m-am gândit că normal o să fie ceva legat de un parfum. Asta mi-am zis eu, deși ei au și o linie de make-up. Însă nu mi-am imaginat că voi avea un parfumel din acesta super cute. 15 ml cred că are acest eșantion. Nu, cred că scrie pe nicăieri sau nu. A, nu, 8 ml. 8 ml. Da, uitați-vă cât este de simpatic. I love it. Și nu am acest parfum, dar cu siguranță îl voi testa. Și hai să vedem chiar acum cum miroase, de fapt, ce să mai așteptăm și pe cine să mai așteptăm. Miroase bine! Miroase foarte, foarte bine! Este dulce, exact cum îmi place mie. Este super potrivit pentru sezonul acesta. Oh my god, miroase extrem de bine, sunt super încântată și îmi plac foarte, foarte mult ambalajele astea mici. Da, poate că-s nebună, dar îmi plac foarte mult ambalajele astea mici. Sincer, mă așteptam să fie o mostră. 8 ml de parfum ajung o perioadă de timp, prin urmare, da, să știți că prețul pe care ei îl afișează pe site, prețul real al produsului, se justifică cel puțin până la 6. Am ajuns doar la căsuța cu numărul 6, așa că sunt convinsă că face sens achiziția unui astfel de produs. Mai cu seamă că văd că produsele sunt destul de mari. Adică știți că eu am avut o dezamăgire cu un calendar de advent care anul trecut a fost wow și anul acesta nu mai este chiar atât de wow și are foarte multe chestii foarte, foarte mici, așa că nota 10. Buzz Store, nota 10 pentru calendarul acesta. Am ajuns la 7 și la 7 avem un lapte micelar, latte micelar 3-in-1, 3-in-1, habar n-am, 3-in-1 micelar milk, removes makeup, face, eyes, lips. Nu am folosit niciodată un astfel de produs, de altfel cred că nu am folosit niciodată un produs de
skincare de la Colistar, am de la ei un scrub și mai am un fond de ten, dar un astfel de produs nu am avut niciodată. Îmi place și sincer, mi se pare că un ambalaj de 35 de ml este super ușor de transportat. Super! 7. Te rog să nu te trântești pentru că aș vrea să rămâi aici până la 25. La numărul 8 avem mostre, dar nu una, mai multe. Oh, ce drăguț! Ah, ok! La numărul 8 avem produse pentru el. Avem Versace Pur Om și Versace Crystal Noir. Ăsta oare este tot bărbătesc? Habar n-am. Dar Cristian, dacă nu le are deja în colecția lui de 200 de parfumuri, cu siguranță le va avea și pe acestea și cu ocazia asta vedeți și că mi-am stricat unghia asta. De fapt, cred că mi-am stricat mai multe unghii pentru că nu am avut răbdare să se usuce ca să pot să încep să filmez. Dar vi le arăt așa, două mostre de parfum. Nu știu dacă ăsta este tot bărbătesc, dar ăsta cu siguranță este. Hai să mergem la numărul 9. Aici trebuie să fie un creion sau o pensulă sau o mascara, poate, pentru că e super, super subțire și n-am nimerit niciunul. Este un ruj de la Wet n Wild. Vai, dar uitați-vă numai cât de drăguț este. Dragul de el, ce simpatic. Hai să nu-l desfac deocamdată, ar trebui să îl desigilez de aici. Însă nu îl voi desface și o să încerc să vi-l arăt eu așa. E o culoare foarte, foarte frumoasă de roșu pentru că eu am foarte multe rujuri. Așa este și așa arată. Foarte drăguț. Îmi place ambalajul foarte mult. Am foarte multe rujuri desfăcute și e posibil ca și pe acesta să îl pun în cadoul pe care îl pregătesc pentru voi. Stați pe aproape. 9. 10, nimeni nu mă întrece. Știați că o să zic asta. Nu cred că e cineva care nu știa că eu, dacă ajung să pronunț 10, automat vine cu expresia nimeni nu mă întrece. Sunt convinsă. La 10, nimeni nu mă întrece, avem în felul următor. Ia că pe tine te deschid altfel. Ok. Avem un facial spray de la Evian care hidratează, împrospătează și tonifică. E o apă micelară, practic, ca să știți. Dar ce drăguț arată, e foarte, foarte frumoasă. Nu am mai folosit niciodată de la Evian. Voiam să zic că e foarte frumoasă sticluța. Nu am mai folosit niciodată un produs de la Evian. Sunt curioasă, evident, și abia aștept să o folosesc. Da, eu folosesc absolut toate apele micelare pe care le cumpăr sau le primesc, pentru că o să povestim noi de ce. Aici avem iar mostre, L'Interdit, sper că zic bine, și Gentleman de la Givenchy. Asta înseamnă unul de damă, unul bărbătesc, exact așa. Foarte drăguț, cred că iubitul meu îl are pe ăsta deja, cred că îl are, iar eu l-am mirosit pe ăsta în Sephora și îmi place foarte, foarte mult. Da, probabil că într-o zi o să-mi cumpăr și parfumul, deși am multe pe listă deja. 12 este aici. Sunt curioasă ce avem aici pentru că este foarte mare această căsuță și 19 este ziua mea de naștere. Ok, nu știu ce este acesta. La numărul 12 avem Brow Wax Strips. Serios? Pe bune, benzi depilatoare pentru sprâncene. Ok, e vorba de un kit pentru depilare sprâncene sau epilare, depilare, n-am știut niciodată diferența dintre aceste cuvinte, dar trebuie să vă arăt neapărat ce e aici pentru că nu am mai văzut așa ceva și într-adevăr de câte ori merg la Brow Bar, eu folosesc ceară, ca să zic așa. Astea sunt instrucțiunile, le lăsăm deocamdată aici și aici avem la fel un pliant, ia să vă arăt ce zice pliantul acesta, cu ce avem de făcut. Nice! Aș putea să fac eu asta acasă? So cool! Hai să vă arăt. Deci, avem pliantul aici cu pașii pe care trebuie să îi urmăm.
și pe partea asta, astfel încât să putem să folosim acest kit. Iar kitul înseamnă toate aceste produse. Finishing wipes, aici sunt practic benzile, aici avem, ce zice, tot finishing wipes. Ok, astea toate sunt de finish și acestea sunt benzile pe care le vom folosi și trebuie să mai avem probabil o cotonetă ca să ne putem demachia. Clean your skin with facial toner, protect your skin with conventional powder. Nu știam asta, adică nu mi-am imaginat că trebuie să facem și asta. Separate the strips slowly. Băi, dar mi se pare foarte interesantă treaba asta. Foarte, foarte interesantă. Da, probabil că am să o folosesc și eu. Ideea este că pe partea asta de jos și aici deasupra, părul, sprâncenele, părul din sprâncene poate fi îndepărtat și cu ceară, dar trebuie să știi foarte bine ce faci, evident, și sau să mergi la un specialist, astfel încât zona să rămână super, super curată și să se ia și puful acela care nu a apucat încă să se formeze. Eu fac asta deja la Brow Bar de câte ori merg, Clara, draga de ea, te pup, Clara, îmi face treaba asta și nu am avut niciodată nicio problemă, nu mă irit, nu mi-apar brobonițe, nu mi se întâmplă nimic. Așa că sunt foarte, foarte curioasă de acest produs. 12, 13, care nu ne aduce ghinion niciodată, ne aduce un produs de la Revox, Skin Therapy Oil. Să știți că mai am un astfel de produs pe care deja îl folosesc. De principiu îl folosesc doar în zona abdomenului, unde am cicatricile de la cele două operații pe care le-am avut în 2021, care vreau să treacă mai repede pentru că n-a fost un an bun, a fost un an foarte nasol din punctul ăsta de vedere al sănătății. Așa arată produsul pe care eu îl și am deja și îl folosesc și spun ei că poate fi folosit pe cicatrici, pe, ia să vedem, pe, cum se cheamă, stretch marks, vergeturi, pe piele deshidratată, pe piele îmbătrânită cumva și dacă există depigmentări sau ceva de genul ăsta, dacă există coloraturi diferite ale pielii. Îmi place, să știți, intră foarte, foarte bine în piele, nu trebuie să folosesc mult produs, e super ok, mă bucur că mai am încă unul pentru că e chiar un produs pe care eu îl folosesc și îmi place. 14. Unde este 14? Ce mare este! Sunt super curioasă ce este la numărul 14, să știți, sunt mega curioasă! Un produs de la Iroha, ok, șosete pentru picioare, nu vreți să știți ce picioare am eu, ce tălbe am și cât sunt de uscate cu orice cremă m-aș da. Nu vreți să știți, abia aștept să folosesc acest produs. Zicem așa, mască pentru picioare, așa, practic sunt niște șosețele, cred că îmbibate într-un produs, le ținem acolo 15 minute și după constatăm că pe picioarele noastre, am zis pe tenul nostru, pe bune, asta am vrut să zic, că pe picioarele noastre este toată hidratarea din lume. Asta este și spatele. Sunt mega extra încântată și de asta. Eu sunt încântată de orice. Mie trebuie să-mi dai, eu trebuie să primesc și sunt super încântată. Acum nu vreau să exagerez și nici să cer, dar îmi place maxim, maxim să primesc cadouri. Ador să primesc cadouri. Dacă aș putea să primesc în fiecare zi câte ceva, aș fi foarte, foarte fericită. Și nu m-a întrebat ce aș face cu atâtea produse, pentru că sigur le-aș împărți cu voi. Da? Bine. Mai luăm o gură de cafea. Și haide să continuăm. Unde am ajuns? La 15. Mai avem 10 căsuțe, nu-mi place. S-a gândit cineva să inventeze un calendar de advent cu 365 de căsuțe? Vă rog să vă gândiți la treaba. Vreau un calendar de advent cu 365 de căsuțe. Da, am zis. La numărul 15, ce m-am speriat. Ulala! Asta este pentru Cristian de la Trusardi, din gama Trusardi Uomo, sper că zic bine așa, șampon și gel de duș. Iată.
Da, e mare recipientul acesta. Sunt aici 100 de mililitri de șampon și gel de duș. Îmi place, îmi place maxim treaba asta. Și îmi place că ăsta este un calendar de advent pe care îl poți împărți cu iubitul tău, pentru că sunt cu siguranță produse pe care le puteți folosi împreună. Așa că poate vă gândiți să vă faceți un cadou împreună. 16. La numărul 16 avem de la Vita Liberata HD Skin Finish. Hai că sunt curioasă, nu înțeleg ce se întâmplă aici. Vita Liberata face produse de autobronzare, cumva. Skin filter, but for real. Body blur. Use it all over for coffee bronze deliciousness and as a highlighter on collarbone, shoulders and even cheekbones. Wow! Ăsta este un produs pe care îl voi folosi ca autobronzant, dacă pot să zic așa, dar am să îmi fac un fel de contur al feței. Mamă, sunt super curioasă să îl folosesc, așa arată, evident că am o cantitate mică aici, am 10 ml, dar pentru față, pentru gât, față, conturul feței cu siguranță va fi super potrivit, mai ales că este permisă aplicarea lui pe față. Super! Abia aștept să-l folosesc. Abia aștept să-l folosesc pe acest. 17. Vai, cu ce pași repezi ne apropiem. Îmi doream așa ceva. Îmi doream așa ceva. Cred că Diana Andronic zice că folosește un burețel de la Wet n Wild de care este super mulțumită. Ia, Diana, dacă te uiți la acest clip, și știu că te uiți pentru că ești mega drăguță, te rog să-mi spui dacă acesta este burețelul pe care îl folosești tu și care îți place foarte mult. Ce drăguț! Da, sunt super curioasă cum sunt bureței de la Wet n Wild. Trebuie să cam fac curat și să arunc niște bureței, așa că în curând o să îl folosim pe acesta. 18 este aici așa. Despre ăsta vorbeam! Deci despre gelul acesta vorbeam, gelul acesta, fete și băieți, doamnelor și domnilor, gelul acesta este vis, este superb, haide mai pune focus, este cel mai șmecher gel dezinfectant pe care eu, noi, l-am folosit vreodată. Lasă că nu usucă mâinile. Într-adevăr, cantitatea este mare și poate fi incomod de luat în orice geantă. Ia să vedem, avem focus sau nu avem? Nu avem, că de ce să avem? Acum avem focus. Poate fi incomod de luat în orice geantă, însă este absolut superb. Nu rămâne lipicios, nu usucă mâinile, nu... E superb, nu am cuvinte. Dacă îl întâlniți pe undeva sau vă luați calendarul advent, să știți că este absolut superb gelul acesta și chiar vi-l recomand. E foarte bun, noi îl ținem în mașină și îl folosim ori de câte ori. Avem treabă prin oraș și apoi ajungem la mașină, evident. Cred că nu mai am baterie la cameră. Stați, o schimb și revin. Am revenit. Să știți că am obosit un pic și să știți că am și vorbit foarte mult, am un fir de păr pe aici. Chiar am vorbit foarte mult, dar îmi face mare, mare plăcere să stau aici de vorbă cu voi și sper că apreciați că buclele astea drăguțe. 19, am ajuns la ziua mea de naștere și aici o să fie probabil o mască. Ia să vedem. Nu? What is this? Un produs pentru păr. Capelli Hair Cheveu. Ok. Băi, eu nu știam până de curând că există produse pentru păr cu acid hialuronic. Eu, obsedată de acid hialuronic, habar nu avea de treaba asta. Avem un șampon și o mască, mostre, desigur, de șampon și mască de la Colistar, Ativi Puri, numindu-se gama aceasta din care fac ele parte, adică aceasta de aici. Să știți că am descoperit în ultima vreme niște produse wow pentru păr și chiar sunt curioasă și de acestea de la Colistar, nu am folosit nimic, așa cum v-am zis, în afară de cele două pe care v-am zis că le am și eu deja și le folosesc, nu am mai folosit altceva de la Colistar, sunt foarte, foarte curioasă. 20. 20 este aici așa. Și la 20 avem ceva drăguț.
Eu nu cunosc aceste produse. Cine este acest lip smacker? Ce drăguț arată! Nu știam că există așa ceva. Ce este ăsta? Spuneți-mi și mie. Lip smacker cu aromă de Coca-Cola. Și din ce zic ei aici, înțeleg că trag de paiul ăsta și iese balsamul care e înăuntru. Adică îl întorc așa, ca și cum i-aș scoate capacul. Uite, am văzut asta aici. Ia uite cum arată ei. Se vede acolo la voi? Cred că se vede. Cred că pune și focus. Da, ce interesant, ce tare e ăsta! Da, obsesia mea pentru balsamurile de buze. Da, foarte interesant. Nu îl scot acum, dar cu siguranță o să-l vedeți la un moment dat. Probabil în vlogmas că îl și scoatem din ambalajul acesta. 21. Wow, ce puțin mai avem. Unde e 21? 21 este aici. Ce este acesta? Berdoe, Mille Fleurs, un lapte de corp. Nu am auzit de brandul ăsta, nu știu de produsele lor, de la ceva miroase foarte bine de aici. Ba nu! Parfumul! L'Interdi sau cum am zis că se cheamă, de la Givenchy, aici era? Nu aici, nu mai știu, pardon, nu mai știu unde era, dar parfumul ăsta de la Givenchy miroase tare bine, să știți. Ia să văd ce fac aici, că am stricat Feng Shui-ul. Așa. Aici avem o mostră de cremă de corp care arată așa. Nu știu de brand, dar o testăm și vedem cum e. Ia să băgăm înapoi. 21. 22 îl văzusem adineaul, dar l-am pierdut. 22. 22 aici. Ce mititel! Ia să vedem ce conține acest mititel. Trebuie să fac o... să dau o amendă primele de rigoare. De ce 25 este atât de mic? 25 trebuie să fie cel mai mare. Cel mai mare și mai frumos. 22. După capac, Colistar pare a fi aici. Talasso Scrub Energizante. Energizante, ceva de genul. Da, fix Talasso. Din gama Talasso este și scrubul meu, dar mai are ceva pentru că e portocăluț așa. Foarte drăguț. Ambalajul acesta de 70 de grame ajunge o bună, sincer vă zic, bună perioadă de timp. Și da, chiar este foarte, foarte drăguț scrubul acesta de la Colistar. Prin urmare, dacă aveți ocazia, vă recomand să încercați un astfel de produs pentru că eu sunt super mulțumită de cum îmi rămâne pielea după ce îl folosesc și am o butelcă din aia așa mare cumpărată de acum ceva timp. 23 este aici, este măricel și el. Oh, și are o cutie mare. Oare este Revox sau Reveal? Revox, normal. Retinol Serum, Vitamin E, Oil Blend. Este un serum anti-rid care vine într-un ambalaj de 30 de mililitri. Așa arată, după cum ne-au obișnuit cei de la Revox în sticluță din aceasta cu pipetă. Foarte interesant, cu siguranță e un produs pe care îl voi introduce în rutina mea, mai cu seamă pentru că am folosit acid hialuronic și niacinamide de la Revox și sunt super, super bune. 23, haide mai pune-te aici. Și acum aș vrea să oprească timpul ca să nu ajungem la final și să rămânem veșnic în compania acestui calendar. Doamne, dar cum miroase acest parfum? Doamne, ferește, trebuie neapărat să-mi cumpăr. 24. La 24 avem ceva pentru ea. De la Trussardi. Cred că este frate cu acesta. Trussardi Donna Body Lotion. Așa arată produsul. Foarte drăguț, 100 de mililitri și aici cu siguranță e un produs pe care îl voi folosi, deși nu știu cum miroase parfumul Trussardi Donna. Cristian cred că îl are pe Trussardi Uomo, posibil, dar o să mă uit pe internet să văd cum miroase și dacă îmi place cum miroase parfumul, desfac și crema. Și am ajuns la ultimul. Uai! Vreau să bată cineva la ușă să mai aducă un calendar de advent, se poate? Vă rog, mulțumesc. Hai să vedem ce se află și la numărul 25. Hii,
am testat parfumul acesta, să nu spui că aici am un ursuleț în miniatură. Să nu-mi spui că am să leșin dacă este ursulețul în miniatură. Ba da, este chiar ursulețul în miniatură. Parfumul acesta miroase a bubblegum, ca să știți. Hai să vă arăt întâi ăsta. Este Toy Boy, așa arată. Sigur îl știți, probabil că îl și aveți. Nu, dar cât este de cute! Nu, 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 nu! Este super simpatic, jur! Și uitați-vă aici, ce cute-oșenie! Este mega extra simpatic. Pe asta îl știu pentru că am primit o mostră recent și e chiar pe acolo, pe undeva pe birou. Efectiv miroase a bubblegum. Dacă vreți să vă aduceți aminte de când erați voi mici, vă rog să vă dați cu parfumul acesta, da, cu cute de cute. Love it. Iată, ce drăguț. Și ăsta a fost tot. Dar cum miroase parfumul de la Givenchy, sunt dead deja. Sunt dead. Ăsta a fost tot calendarul de advent, dragilor. Din inimă vă recomand să vi-l cumpărați. Este 200 și un pic de lei și deja vorbim de 10, minim 10 produse full size. Mi se pare că e o afacere foarte bună și nu vorbim de produse din cele mai ieftine, vorbim de produse pe care probabil că le-am testat cu toatele, vorbim de branduri pe care le cunoaștem și vorbim de două miniuri de parfum și produse de corp pentru el și pentru ea, full size și serumuri și tot ce mai conține calendarul acesta. Mi se pare că e o afacere foarte, foarte bună. Faceți ce vreți, evident, nu dați cu pietre. Vă zic doar pentru că mi se pare că, din punctul meu de vedere, care sunt obsedată de calendare de advent și care mi-am cumpărat deja destul de multe calendare de advent care sunt acolo, de-aia mă uit încolo, mi se pare că este un deal ultra mega extra bun. Așa că, dacă vreți să vă faceți o surpriză sau să faceți o surpriză cuiva drag, calendarul acesta de advent e soluția, vă zic. Are mult prea multe produse full size ca să îl ratați. Sper că v-a plăcut să petrecem timp aici împreună. Vă mulțumesc din inimă pentru prezență. Vă mulțumesc pentru like, pentru subscribe, pentru orice interacție. Am foarte multe notificări pe telefon. Oare s-a întâmplat ceva? Pentru orice interacțiune pe care o faceți cu acest canal, vă mulțumesc că îl faceți să crească și că mă susțineți. Asta este ceea ce vreau să fac și am nevoie de suportul vostru ca să o duc la capăt. Mulțumesc din inimă încă o dată, vă doresc zile minunate, să ne vedem cu bine la următorul clip și vă felicit, vă ridic o statuie dacă ați rămas până la ultima secundă. V-am pupat, pa, pa! Thank you.